La negru văd e planificat cu Pfizer și îmi vine cu Moderna acum. De ce? Cine a făcut în locul meu Pfizer-ul? M-am oprit aici pentru că era Pfizer. M-am înscris la medicul de familie, era vaccinul indicat, corect. Acum mă trăiesc cu Moderna, nu-l fac. Căminul cultural din orășelul de graniță Negru-Vodă s-a transformat miercuri dimineață în punct de vaccinare. Unul câte unul, localnicii din satele arondate s-au adunat la vaccinare în urma anunțului făcut de primărie cu câteva zile în urmă. M-a anunțat de la cabinetul medical care m-am înscris că astăzi la ora 11 va sosi Moderna și că trebuie neapărat să mă înțep, să fiu bine vaccinat, aranjat. N-a durat mult așteptarea. În câteva minute, fiecare doritor a completat hârtiile necesare și apoi a fost imunizat. 50 de oameni înscriși în prima parte a zilei s-au vaccinat pe bandă rulantă. Sunt bine. Așa. Am fost puțin entuziasmată înainte. Acum să sperăm că nu vor fi reacții adverse. Am așteptat mult. Chiar m-am înscris în altă parte. Trebuia să merg vineri, dar am zis să merg la mine în localitate. Armata a venit la Negru-Vodă pentru că micul orășel nu are medici de familie care să ajute la vaccinare. Singura soluție pe care primarul a găsit-o a fost să cheme ajutoare de la Constanța, iar Ministerul Apărării a trimis echipa de vaccinare. Negru-Vodă avem decât 2 medici de familie la o populație de 5876 de persoane. 2 cabinete, atât sunt. Ei sunt supra-solicitați. Am căutat medici, dar nu am reușit să-i mobilizăm pe nimeni. De fapt, n-au vrut să vină. Când localnicii au văzut că vaccinarea merge repede, s-au dus și neprogramați. Cine s-a prezentat la Căminul Cultural a fost vaccinat pe loc. Echipa mobilă de vaccinare a lucrat prin 4 puncte de imunizare deschise în clădire. Echipa mobilă este formată din personal medical. Medicul și asistenta sunt din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța. Registratorii și echipa logistică, cei care ne asigură transportul și siguranța, sunt din celelalte unități ale Ministerului Apărării Naționale. Vaccinarea anticovid prin centrele mobile a început simultan în 7 județe: Arad, Bacău, Constanța, Ilfov, Maramureș, Mehedinț și Sibiu. Prin centrele mobile vor fi distribuite pentru moment vaccinuri de la compania Moderna, care permit din punct de vedere logistic organizarea activităților, având în vedere stabilitatea la temperaturi obișnuite între 2 și 8 grade Celsius pentru 30 de zile.